Tocmai ce am ajuns la prima locație pentru primul proiect. Astăzi filmăm pentru canalul Roxanei, pentru canalul Design Life. Cei care nu sunteți abonați, vă îndemn cu căldură să o faceți. Astăzi încercăm să tragem două materiale, să vedem cum ne descurcăm cu timpul și cu vremea. Primul e unul mai simplu, cred că va fi cel care va fi și editat prima oară, dar asta rămâne de văzut. Oricum o să pun ambele materiale în link-uri de la ambele materiale în descriere. Hai să mergem, că deja am întârziat și așa și îmi ia un pic de timp până setez totul. Gata, primul material. Ne-am mișcat foarte repede. Am fost productivi. Fugim repede la al doilea. Văd că vremea ține cu noi. Hai să vedem ce reușim și acolo să facem. Acum am terminat de tras cu Roxana părțile principale din video și mai rămâne doar pentru mine să trag B-roll-ul, cadrele de insert cu toate elementele despre care s-a discutat în material. De obicei, partea asta o las la final, partea de vorbit, aia e cea mai importantă. O facem prima dată, suntem fresh, suntem cu energie, iar pentru partea asta de insert, de B-roll, de obicei lucrez doar eu singur și mă bazez foarte mult pe ce s-a vorbit în material. Îmi ia, cât să zic, 30 de minute, 45, în funcție de cât de complex e materialul în cauză. Și încerc să iau și cadre de pe gimbal și din mână, să am un mix de obicei. Astăzi mai mult despre băi, parchet și alte finisaje, alte modificări care s-au întâmplat. Așa că e un material mai lejer, puțin din punctul ăsta de vedere. Gata pe ziua de azi, mă rog, aproape gata. Mai avem un singur lucru de făcut, și anume backup-ul materialelor. E foarte important și eu sunt puțin fixis cu treaba asta. Îmi place să fac cât de repede pot backup, pentru că vreau să știu că informația la locul ei e sigură și cardurile le și pun deoparte, nu le mai folosesc, până încerc să amân formatarea lor cât de mult posibil, să fie o soluție de backup la backup la backup. E mișto dacă poți să faci treaba asta, e bine să ai multe carduri oricum, să nu stai în 2-3 carduri și să tot te chinui să le formatezi. Cam atât astăzi. O zi lungă, faină, mi-a luat puțin mai mult B-roll-ul decât așteptam, cadre de insert. Atât, backup acasă și gata pe azi, pregătim aparatura pentru ziua de mâine. Astăzi, vineri, o nouă zi, un nou proiect. Sunt la Reghin momentan și mă îndrept spre locația pentru filmarea de astăzi. Momentan înregistrez pe telefon pentru că toată aparatura mi-e în spate, în genți pregătită și sincer n-am avut chef să mai scot afară să trag chestia asta. Da, deci acum cu telefonul, poate și pe drum o să-mi iau câteva cadre cu telefonul. Puțin în întârziere, trebuia să fie ajuns deja acum acolo, dar asta e, ne grăbim. Da, o să încerc să vă țin la curent cu ce facem astăzi. Astăzi tragem un videoclip. Hai să vedem cum merge. O casă foarte frumoasă, veche, să vă arăt și casa, verdeață, umbră, copaci, câțiva pomi, căpițe de fân, exact ca în copilărie. Și asta e și ideea, pentru că vom filma acum cu niște copii, cum se joacă pe aici, va ieși super, super tare. Aici, interiorul unde am tras un cadru. Tanti care stă, am înțeles că are către 90 de ani. Mai rar mai găsești. Știi ce poze.
gata, pe astăzi am terminat și ultimele imagini. Suntem aici pe... am fost aici deasupra satului pe un drum de piatră cu o vedere, cu un peisaj, cu o priveliște excelent, superb. Nu știam de locul ăsta și e super aproape de casă. Cu siguranță voi reveni aici. E minunat, super. Am ia, priviți doar aici. Ziceam, superb, 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 cu siguranță vom reveni. O zi faină, productivă, la fel și în seara asta, backup și backup și backup și backup. Și mâine, iarăși, abia aștept să vă arăt și ziua de mâine cum decurge. Thank you.